Bună seara, prieteni! Bine ați venit la episodul 18 din discuția mea săptămânală cu Matilda, cu soția mea. Haideți să începem cu evenimentele săptămânii, să-i spun, adică Black Friday. Evenimentul. Da, evenimentul. Ne-am luat destul de multe chestii. Începe tu cu ce ți-ai luat sau arată câteva lucruri, dar așa mai ieftine să nu părem elitiști. Mersi. Păi, eu am început să mă pregătesc de Crăciun. Getting into the Christmas spirit. Niște produs cu LED, sunt destul de mari, eu credeam că o să fie mici și o să-i pot să pun pe birou, dar de fapt sunt depuși așa prin cameră. Decorațiuni, nu? Decorațiuni și steluțe. Foarte bine, să-i punem prin casă. Noi de Crăciun mereu decorăm toată casa, adică nu facem doar bradul, punem luminițe pe la galerii, punem brăzișori, pe niște mici felinare cu LED pe care le punem prin casă în diverse locuri, beteală peste tot. Am și mai pus fotografii și altă dată. Și mi se pare că niciodată nu sunt suficiente. În special când am mutat și noi în casă nouă recent. Așa Cum că cel puțin eu. Stăteai aici înainte. Și îmi place foarte mult să începem să decorăm totul. De la 1 decembrie o să înșir. Da, de anul ăsta trebuie să începem de vreme ca să apucăm să ne bucurăm de ele. Că luminițe, betale și decorații. Altfel nu le vedem, tot. Da. Și pentru că ne-am uitat în ultimul timp destul de mult pe Netflix la documentare cu design de interior, am găsit și cartea asta la reducere pe Elefant. Da, foarte bună reducere. Astea sunt albume Tashken, fac niște albume foarte mișto. Mă așteptam să fie din acela mai mare. Dar și eu speram că sunt mai mari pentru că, de fapt, e genul de carte pe care e pentru poze, ca să vezi cum decorează unii, să te mai inspiri. Sau, mă rog, să-ți clătești ochii, să-ți faci o cultură. Am luat și albumul acesta cu decorațiuni interioare, am mai luat unul cu pictură impresionistă, că ne place genul acesta. Eu mi-am luat tricoul pe care îl port, un model de Zigual de la Fashion Days, nu știu spre ce arată aceste trei săgeți. Știu spre ce arată, dar nu vreau să zic pe cameră. Aha. Și iată bebelușul meu. Și iată bebelușul meu. Ce am prins din oferta EMAG de la reducere este o mașină de înșurubat și bormașină. Are destulă forță să mai dea niște găuri. Nu mai rost, mai zic că mai aveam una. Mai aveam una, dar era un model foarte ieftin, ceva gen nou name, cumpărat atunci când am renovat din Bricostor și problema cu respectiva mașină care era doar de înșurubat, era o șurubență electrică practic, e că avea acumulator NIMH. Acum știi ce înseamnă NIMH? Acum o să zic niște prostii pe care nu le înțelege nimeni și care n-au niciun sens, ce da. Vreau să spun este că și-a mai luat o jucărie. Exact, avea genul de acumulator care se încărca foarte greu și când aveai nevoie de ea, trebuia să o ții întâi 8 ore în priză. Da. Noroc asta că am făcut ordine în depara și acum are loc unde să-și pună noul bebeluș. Asta este litiu-ion și se încarcă rapid, o ții 5 minute în priză și deja te-ai apucat să înșurubezi și aș putea chiar să mai iau cu un acumulator de rezervă ca să fie mai mult. Și o să avem pereți Schweizer sau? Nu, dar e utilă prin casă, așa dar că n-ai nevoie de una dată. Dar poate totuși să punem și tabloul ăla pe care l-am luat recent. Nu, prefer să dorm așa cu el în pat acolo să fie. Da, și am mai luat. Achiziția cea mai scumpă a fost un robot din acel automat, un e-robot Roomba care încă nu l-am scos din cutie, că vreau să-l fotografiez un pic pentru unboxing, să fac și de un review la el, dacă tot l-am luat. Și pe care, de fapt, stă acum laptopul, de pe care facem live stream. Exact, da. Să vedem cum va aspira singur prin casă și mai ales cum reacționează pisicile la el, pentru că, după cum este știtul emisiunii, avem astfel de animaluțe prin casă. Mă aștept să nu reacționeze prea bine. Da. Cosmin spune ce sculez mai trebuie. Nu mai trebuie nimic, am destule. Nici nu vreau mai multe scule pentru că nu-i trebuia nici asta dacă este să o luăm pe așa. A, îmi trebuie. Hai să lăsăm asta. Ce facem? Încep să-l urc sus. Da. Așa, mai luat băutură. Am luat Hai da, pentru că vine Revelionul și vine perioada asta de sărbători. Am luat un stoc strategic de Da, eu pentru tot anul, nu pentru Revelion. Adică din ce whisky am luat, trag la măsea mai multă vreme. Crezi că ne ajunge până după Revelion? Da, cum să bei tu. Mă rog, ce vreau să spun este că au fost niște oferte foarte bune și pe Fine Store și la Fine Store au fost chiar incredibile oferte la băutură. Mă uitam, da, prețuri cum nu vezi nici în Carrefour de atunci când e mama reducerilor de Crăciun, nici atunci nu au astfel de a fost foarte bune pe Fine Store, s-ar putea încă să fie, dacă uitați chiar acum pe Fine Store s-ar putea să mai fie. Da, și merită să iei așa de sărbători, special dacă planificați vreo petrecere. Da. Așa că ne-am cam făcut puțin de cap de am lansat foarte multe comenzi. Cred că 10, pentru că am tot găsit de-a lungul zilei
hai să mă iau rujul acela și cu cureaua aceea și poate îți trebuie și ție chestia asta, niște comanda, șosete. Și nu facem comanda, așa că hai să mai luăm și nu știu da, ce. Și da, și ne-au venit cam jumătate. Inclusiv ieri am primit 7 SMS-uri că vin 7 colete și au venit toate deodată. A venit un curier fan cu 7 colete în brațe și astăzi au venit cu 3. M-a mai sunat un curier și nu l-am mai prins că eram noi plecați, s-a rămas că vine mâine. S-au mișcat foarte repede anul ăsta. În București, în restul țării, cred că e jale. Da? Am avut că foarte mulți au primit termenul generic 28 noiembrie și nu se știe când va livra. Inclusiv mie mi-au spus foarte mulți, normal că tu ești blogger, te-au trimis special ție. Da, 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 știu. Dar nu că au făcut și de pe comandă. Da, lumea nu știe că Matilda a comandat foarte multe lucruri, inclusiv eu am spus ce vreau și le-a comandat ea pe numele ei. Mă îndoiesc că cineva făcea legătura asta, să afle telefonul tău, e-mailul tău, în fine, nu contează, nu intrăm în teoria conspirațiilor. M-au uimit un pic comenzile mari însă, deci eu am avut acces la, să mă rog, publice, statisticile EMAG privind comenzile și cea mai mare comandă a fost una de, o să zic, 148.000 sau așa, 148.000 de lei. Cred noi, că am zis și la știri, da, pe digi. Din București și a doua cea mai mare, 120.000 de lei, tot din București. Prima nu știu ce a fost, dar a doua, 120.000 de lei, am înțeles că au fost 720 de grame de aur. Cumpărate, plătite cu cardul, am înțeles. Cineva a plătit 120.000 de lei cu cardul, nu mă mira asta, că în fond nu poți plăti rambursul 120.000 de lei și... Eu n-am înțeles treaba asta, cumperi aur, cred că divaghez puțin, dar cred că am făcut calculul și anul trecut. Dacă îl cumperi ca investiție, sigur că prețul pe gram crește, însă tu ca să vinzi acel aur... Nu, m-am uitat, în ultimii 4 ani aurul a fost destul de constant ca preț. Ok. Și într-adevăr e ca la valută, tu cumperi la un preț, nu poți vinde la același exact preț, că banca îți oferă mai puțin. Dar vinzi aproape la jumate la aur, adică dacă la vânzare, prețul de vânzare versus cumpărare e... Nu, nu e la jumate. E ca la valută, eu să zicem un 10% mai puțin. Nu e ca la valută, e mult mai puțin. M-am uitat pe datele astea ieri, tu? Tot stai puțin, când tu te uiți la vânzare, cumpărare așa sau te uiți la unde poate un om normal? Da, la bancă. Către bancă nu poți să vinzi. Ba da, la aia care vând poți să și cumperi și zice că cumpără. M-am uitat vineri la asta, tot vine? Și poți să vinzi în gouri, da? Înțeles, le cumpără la înapoi. Bancă? Da. Nu știam asta. Ok, dar cum spuneam, cam 10% diferența. Dar la bișterii când îl vinzi, îl vinzi pe un preț de nimic. Asta... Problema bișterilor, nu te pune nimeni să-l vinzi la bișterii. Când păi ai un lingou... E 160 de lei gramul acum, banca ți-l ia înapoi să zicem că 150, dar investiția în aur nu se face la modul să câștig 2%. Investiția în aur se face la modul am plătit acum 160, aștept 3 ani când poate crește la 220, așa, banca o să-mi dea 210 pe atunci pe el, dar i-am dat 160, îl vând cu 210, tot e un câștig mare. Părerea mea este că... Da. Bine, băi, deci tu zici că dacă aștept 10 ani sau așa, merită. Poate nu 10 ani, că de exemplu în 2012 sau 13 a fost un salt mare al prețului aurului. Deci atunci a fost un salt mărișor, atunci a crescut ultima oară zdravă. Nu știu niciodată ce se întâmplă în lume, adică uite și Bitcoin-ul problemă sau altă din asta ce evoluție a avut de la o vreme la altă. Bitcoin-ul cu aurul acum, serios, ăla e da, ceva eminamente dar, volatil, ăsta are o valoare interesantă. Eu mă gândesc așa, dacă cineva a avut de dat 120.000 de lei cu cardul, bine, cu cardul asta sună ciudat, dar n-ai cum să plătești altfel de Black Friday, pentru că nu poți zice vreo prin transfer bancar, știi? Deci... Cum nu poți să-ți comanzi lingouri la casă? Mă, e pe site. Plătești? Raburs? Ce? Da. Doamne ferește, dai 120.000 de lei la curier? Vine la mașina cu bani, ce să facă? Ce-ți pasă ție? Eu nici nu cred că puteai plăti prin ramburs. Nu știu dacă puteai plăti prin ramburs. Puteai să cumperi orice ramburs. Nu orice, de exemplu, nu, pachete stomatologice și alea scrie plata doar cu cardul, că e digital acolo. Asta, okay. Probabil și la aur, întrucât ți-l aduce, bănesc, banca. De fapt, nu știu, te duci tu să-l ridici, mi se pare, la bancă, nu ți-l aduc ei. Că ar trebui bine, transportat. Bine, are sens, da, cred că are o asigurare să ți-l transportă până acasă. De exact, probabil că nu s-a putut plăti printr-un transfer bancar, să zicem. Dar mă gândesc așa, nouă ni se pare uimitoare suma și investiția în aur, dar poate este cum auzeam în sfaturile clasice de investit, adică investește în pensie privată, acțiuni, fonduri de investiții, 1000 de astfel de instrumente mai populare și pun în 5% și în chestii din astea de durată, dar foarte stabile, gen aur sau argint sau acum că ce zici, nu știam chiar are vreun return on investment, mi se părea că ok, sigur că pe bursă poate se vinde și se cumpără la o diferență de preț mai mică, dar așa tu ca privat nu știam că poți vinde înapoi cu doar la anumite bănci, un oarecare succes. Doar la anumite bănci și numai lingouri emise special, adică dacă te duci așa cu aur ca ai strâns tu din... Da, cercei de la bunica, nu exact, merge. Nu prea merge. Ei cumpără... Dar chestiile astea le vindea Pireus, de fapt. First Bank, care cred că i-a cumpărat pe Pireus sau așa. Am trecut astfel în un sediu Pireus și scria mare și First Bank în ferestre.
Ca și în alți ani, Pireu s-a vândut aurul ăsta la Black Friday și cred că toți îl pot răscumpăra, îl mai cumpăr și BRD-uri, mai mulți. Poți okay, găsi planul. Bine. Ok, deci asta a fost tot cea mai mare comandă. Da, prima nu știu ce a fost. Nu s-a comunicat, nu știm ce. Uite, Marius zice că a comandat vineri la 3, mâine se livrează. Să știi că și la noi au sosit comenzile date în prima oră de Black Friday. Ce am mai comandat de-a lungul zilei încă n-a sosit și e posibil să vină cine știe când. Vedem. Bine, au ajuns și niște comenzi date după, dar parțial, adică le-au fragmentat în mai multe colete. Ce vreau să mai zic de Black Friday de anul ăsta, țin minte că anul trecut și acum 2 ani, se enerva ecologistul din mine. Când mă uitam la cum împachetează Emag sau alte magazine, îți trimiteau un fard într-o mie de bubble wrap în folie cu bule și lângă un mascara și ala într-o mie de bule și lângă nu știu ce și totul era așa, un malder de plastic și scoteai dintr-o cutie cât o masă trei chichinețe așa de obiecte. Bă, nu se strica, n-avea nimic, lasă-le acolo, între ele, cumva. Anul ăsta au venit mai ok, nu? Anul ăsta au venit super ok. Au venit majoritatea au venit fără bule, cu mai degrabă cartoane sau cu hârtii din alea mai groase între ele. Și au ajuns perfect. Au ajuns și produsele intacte și nici n-am mai supermat. Bine, uite, apropo de AFB-uri, mă gândeam, pe mine mă enervează la chestia asta. Ei livrează diverse produse așa cum au venit, știi? Și aici AFB-ul ăsta l-au lipit direct pe produs. Uh-huh. Bă, și nu o să scap niciodată de el. Ăsta nu se poate dezlipi decât cu hârtia de sub el. Cui pasă? Mi-ar fi plăcut să fie geanta intactă, să se vadă ce e înăuntru, să fie frumos. Știi, nu-ți mă duc undeva cu AVB-ul cu numele meu lipit de la aici. Am încercat eu să-l dezlipesc și uite cum ești. Asta pe mine nu mă deranjează. Da, dar lipește-l, adică, frate, aici sau undeva în altă parte. Hai să fim serioși, o să țin de baraj și nu o să te uiți la el de toată partea. Tu nu știi ce fac eu noaptea, poate ies și mă uit la bărmașine. Da, am uitat, e bebelușul tău, gata. Da. Și uite ce nu ai observat tu probabil, pentru că asta ține mai degrabă tehnologie și chestii de-astea, bârfe de internet în anumite cercuri, e că totul a mers perfect anul ăsta de Black Friday. N-am mai picat niciun site. Aduți aminte că anul trecut pe Elefant noi nu am văzut ofertele decât seara târziu, că atunci a mers site-ul pentru noi. Elefant a început câteva zile mai devreme. De asta. A fost cu 3 zile dinainte. Bun, dar când au început, n-am mai picat site-ul. S-a cunoscut ceva pe acolo. 4 zile, da, pentru că nu a început ieri. Nu. Au început joi seara. Elefant. Da. Un pic înainte de Fashion Days. Au avut un pre-Black Friday ceva, dar a început... Pre-Black Friday-ul ăla a avut aceleași oferte ca Black Friday. Deci nu a început nimic diferit în joia aia. Eu m-am comandat cu 3 zile înainte de pe Elefant niște chestii. Care m-au și venit. Cum am luat cărțile astea împreună cu tine în ziua aia? Da, dar eu comandasem și alte chestii. Păi da, dar au venit cărțile astea sunt comandate joi. Iar joi seara când a zis, s-a oprit site-ul și după 2-3 ore când a început totul. Nu, n-am comandat joi, am comandat miercuri sau în alte zi cărțile alea, cred. Joi. Am început, n-am mai picat site-ul, adică chiar a mers bine la toate magazinele. Da, a mers. Se vede că am investit în servere, în tehnologie, probabil. Știi foarte mulți la un site-ul pregătit. Cineva se plângea de un site care ar fi picat, că Fashion Days spuneau că n-au mers câteva ore, câteva Fashion produse, Days, ceva a fost... S-a Fashion Days greu. A picat un minut, ceva de genul ăsta. Ok, bine. Da, nici mie. No. Eu n-am pățit-o, dar mi-e povestea cineva. S-am vorbit cu cineva la Fashion Days și... Într-adevăr, mi s-a confirmat că ei folosesc un sistem diferit de notificări. Pe mine mă supărase că au început reducerile și notificarea în aplicația de Android, în push notification, a venit pe 15 minute. Și mi-am zis că da, folosesc un sistem Insight care trimite notificările într-un in mai lent și e posibil la unii să ajungă după 15 minute pe Android, pe iPhone și că ajunge imediat. Spre deosebire de Mag, care folosește un alt tip de notificări și acolo vine instant. Pe viitor nu o să mai fie problemă, că ci că până la anul o fac și modificarea asta. Okay. A picat profit share pentru jumătate de oră. Ervin, nu mi s-a părut că jumătate de oră. Au fost câteva minute, ții minte discuția, dar nu, parcă să zic că n-a fost jumătate de oră. Da, în fine. Totuși, da. Da, nu contează. Oricum, da, nu, au avut site-urile mici probleme, dar nu la modul din alți ani când nu vedeai ofertele jumătate de zi. Adică în alți ani a fost mult mai rău și de asta. Bun, în alte știri, noi am fost ieri la IKEA, pentru că am zis, hai să ieșim așa un pic prin oraș. Deci ne-am dus în primul la Mob Expert în Băneasa, că aveau și reduceri mari și am zis, hai că poate mai găsim un accesoriu, decorațiune. Și am mers și în IKEA. Băi, îmi scot perealbe oamenii ăștia. Deci IKEA de bani de zile în România, mega vânzări și s-au culcat cumva pe ureche. Da. Ce se întâmplă? Noi am intrat pe site să vedem dacă găsim un anumit produs pe care îl căutam. Un accesoriu de depozitare. Și am intrat din telefon.
În telefon zice așa, când dai, vrei să vezi stocul, zice sigur, alege magazinul. E un singur magazin, ăla din București, dar tot te pune să-l alegi. Și pe telefon nu poți alege magazinul. Da, nu există interfața, scrie alege magazinul, nu poți dai click pe București. Uh-huh. Și am zis, hai mă că o fi, că e un accesoriu care e mereu acolo, tălămăsa, cum să nu fie. Ne-am dus până acolo, la IKEA, era cea mai mare coadă care am văzut vreodată la IKEA, deci era blocaj în parcare, dura 25 de minute să parchezi, să intri sau să ieși din parcare. Am parcat în altă parte, parcat, dacă știți, zona vis-a-vis la KFC-ul, la drive-thru, uh-huh. Și am mers pe jos prin, până la IKEA. Și fix produsul ăla nu l-aveau. M-am uitat după aia pe desktop, pe PC. Da. De... Ți apărea indisponibil pe desktop, dar din păcate... Dar noi ne-am uitat pe telefon și apare mobile first, nu este pentru toți. Dacă ne-am fi uitat de pe desktop, am fi ales magazinul cu succes și ar fi scris mare, nu e. Da. Și n-am mai fi mers, am fi economisit niște timp. Da, n-am fi mers deloc în zona aia, de fapt, pentru că noi eram deja în oraș și ne-am hotărât să mergem în zona de nord a Bucureștiului și a fost un mega trafic weekendul a fost, ăsta. Da, e de Black Friday se întâmplă, lumea merge și spre mall-uri ca să vadă ce oferte sunt și păreau a fi oferte în mall, multe magazine aveau. Cred că, de fapt, doar același magazine care au avut reduceri online au avut și mall, că pentru că în rest astea de haine n-au avut, că reducerile pentru H&M și pentru restul, cred că vin în ianuarie. Dar nu, ăștia nu au reduceri ăștia mari, dar mai au din ăștia, exact. Gen Moisho, nu. Yves Rocher, The Body Shop avea reduceri mari. Sunt oameni care profită de ziua asta și pun și reduceri. Inditex-ul și restul sunt abia au campaniile lor. Aia n-au treabă cu Black Friday. Black Friday românesc. Da, așa că am mers la IKEA, am stat o grămadă să parcăm, am stat o grămadă prin magazin, aglomerația de pe lume. N-am găsit exact produsul pe care îl căutam și în schimb am luat multe alte produse pe care nu le căutam, deci tot am venit cu două sacoșe de acolo, dar ca de obicei, știi? Am mai luat alte decorațiuni. Da, băi, și da. Și după am fost la Lidl și am mai luat o decorațiune. Eu nu am comandat nimic. Și a venit imediat. E ca în reclama Sprite, dacă mai țin minte, a fost o reclamă Sprite acum niște ani. Poți câștiga un mare nimic. Băi, dar asta cu IKEA, știi că au pe site o grămadă de denumiri proaste, din aia scrie DLŞRP, au eliminat toate vocalele de pe site. Exact. Da. Și culmea este că și în magazin sunt aceleași probleme. Pe unele etichete așa scrie și la raft acolo, dar la raft vezi produsul și te uiți. Și am întrebat toată, bă, ce se întâmplă? Da, și au zis, site-ul nostru e coordonat din Germania, unde cineva când a făcut traducerile a băgat ceva greșit în site sau așa. Și nu putem modifica și eu m-am gândit așa. Tu vorbești să am crezut că e eroare, nu? Că am crezut că au făcut, scuze, am crezut că au făcut intenționat că au scos toate vocalele. De ce ar face intenționat? Ca să facă, nu știu, să scrie mai mic pe etichete, să ceva, nu mi-am putut explica. Adică este să cână pârtălă. Da, știu, trebuie să ghicești ce înseamnă, dar sunt unele... Ca un portocaliu. Asta e simplu de... Dar sunt unele la care chiar nu știți tot felul de accesorii din ăla, de balamale, de chestii care te gândești. Bă, ce e asta? Ba, e foarte greu să refaci un site la când vorbești de companie. Deci am înțeles de ce iau site-ul pus în altă parte cu un fel de traducere în română. Da, mă, dar l-au de 5 ani așa, minim. Da, da. Asta zic, s-au culcat pe ureche pentru că vânzările duduie. Păi, în 5 ani mi se pare deja o incompetență să nu poți rezolva problema asta. Mai în momentul în care și-am mutat o parte din vânzări online și mă așteptam la un revamp mai... E varză, dacă pe mobil nu poți afla, nu poți selectezi magazinul ca să vezi dacă e stocul, știi, pe mobil. Da. Foarte ciudat asta. Acum gândește și tu, dacă ar fi afacerea ta și ți-ar merge oricum și ți-ar dudui, cât de mult ai investit? Mult, cam bani de investit. Dacă merge și dudui, înseamnă că aș putea să o fac perfectă. Mi se pare așa... Nu știu. Păi, e foarte ciudat. Da. Câți oameni s-ar trebui, cât de ușor ar fi, adică din experiență e destul de complicat să scalezi un site, da? Mă rog. Așa e platforma de la IKEA, e ASP vechi. Zice Ion. Păi o fi, dar dacă nici nu au bani să o modernizeze în lumea în care nu o să mai vrei să te duci să pierzi vremea în showroom și o să vrei să comanzi online, mai ales de când au băgat treaba aia cu mogoșoaia, că te duci după un produs și afli, a nu e mogoșoaia asta. Bine, aia a fost ciudat. Că n-au mai încăput toate în depozitul din Băneasa și unele sunt în Mogoșoaia și trebuie să duci în Mogoșoaia. Ne-am dus noi odată să luăm un front de dulap și ne-a zis, e în Mogoșoaia. Dar dacă îl comandați, vine în 2 ore sau ceva de genul ăsta. Uh-huh. Și am zis, păi și ce să fac? Să pot să dau acum comanda, mă întorc peste 2 ore, mă uit la film și mă întorc în 2 ore la voi în magazin și cineva duce din Mogoșoaia? A, nu, trebuie să-l comandați de acasă online. Și îmi vine acasă? Doar dacă vreți să plătești transportul, dacă vreți să-l comandați de acasă și vine aici în Băneasa. Da, nu, aia a fost o complicație dubioasă cu depozitul din Mogoșoaia. Am întrebat 3 oameni diferiți în IKEA și 3 ne-au zis 3 povești diferite. Da, plus asta, da. Unul că vine în 48 de ore, unul că vine în 2 ore și trebuie să fim acolo, că dacă nu suntem acolo, în 3 ore se trimite înapoi. Altul că trebuie să comanzi și să-ți vină acasă.
Și au fost numai niște... Dar nimeni nu știa, de fapt. Și treaba cea mai tare e că am întrebat, auzi, dar îl comand online, plătesc cu cardul, îl trimit la voi în magazin și vin eu în weekendul următor, cândva să-l ridic. Se poate? Da, nu. Nu, chiar dacă l-ați plătit și e deja achitat, noi îl ținem 48 de ore pe care îl trimitem la loc și vă dăm bani înapoi. Știm? Da, mă rog. Într-o zi zicem o mogoșoaie, fiind serios. Au fost într-adevăr niște probleme și acum că e aglomerat, băi, te-ai aglomerat tot timpul și atunci înțeleg și eu de ce nu le pasă, pentru că te-ai călcat în picioare cu 1000 de alți oameni. Că da, știi, și magazinul 2 se deschide abia la anul. Trebuia în toamna aceasta și am primit comunicat cândva că se va deschide în primăvara unui viitor. Nu știu de ce. Chiar sunt uimit. Dar apropo de IKEA, am văzut când am scris cândva treaba asta că se deschide mai târziu și foarte mulți oameni au zis, băi, dar au tăiat plopii de pe Paladi sau unde va fi al doilea, 50 de copaci. Wow. Da, și, vai, dar de ce au tăiat, dar poți afla de astea? O să întreb când va fi o conferință ceva, o să întreb de ce astea copaci din fața magazinului, dar... Păi bine, dar poate îi replantează atunci. Da, unul la mână, după. Faptul că au tăiat plopi, știi, hai să scăpăm de ei, că e puful ăla nasol, hai să plantăm orice altceva în oraș. Plopi chiar sunt o idee proastă pentru un oraș. Ok, stai puțin, că nu știm contextul, nu ne-am interesat. Da, dar doi la mână, IKEA are în România un program mega amplu de plantare. Am căutat toată, căutând pe net dacă scrie de ce au tăiat copacii, că o fi zis vreodată, am găsit că în primele 8 luni ale anului 2016 au plantat 1 milion de copaci. Wow! Da, deci în România dețin foarte multe păduri, taie din ele pentru mobilă, dar plantează mult mai mult, că știi, companie responsabilă. Păi dacă au plantat 1 milion de copaci în 8 luni... Ok, dacă ți-au tăiat. Asta nu știu nimeni că ți-au tăiat, dar mi se pare păi. Să plantezi 1 milion de copaci e record mondial. Nimeni în vecii vecilor n-a plantat în România ți-a copaci. Adică chiar nu dacă știu. Au tăiat 50 de plopi și au plantat în schimb 1 milion doar în anul ăla, mi se pare că e ok. Știi? Adică mai păi poți tăia okay, un plop din partea mea. Bine, nu. Chiar nu știu cât aia IKEA să folosească și cât plantează. Nu cred că de la noi vine dar grosul. Dacă au recolt așa, e foarte bine. Până la urmă și brazii de Crăciun... Se taie, se plantează la loc, și e așa o chestie... Da, un fel de chestie asta, Rom Silva sau cine se ocupă de asta trebuie să se ocupe mai bine. Sau mă rog, poate fi sustenabilă dacă ai făcut-o cum trebuie. Praf la livrare nu mi-au pus jumătate de pagină de produse. Stai liniștit, wow. Noi acum 2 ani sau un an sau 2 ani. Am așteptat 50 ceva de zile să ne vină o saltea comandat online. E... Găsești pe bloc, nu vai, mai contează. Da, da, a fost absolut bizar. 50 ceva de zile o salta. Plătită din prima zi, adică. Mă rog. Saltă mai bună, da. Da, era în depozit, nu e că nu puteam să mă duc eu după ea, dar am pus o caracasă, o saltea care are 2 metri. Da, nu era nici din aia care se făcea, sunt unele saltele la IKEA pe care se făceau rotunde așa și mă-ți mai întrebam așa, mai groasă, asta era direct pătrată, n-aveai. Da, asta e, mă rog. Bun, ce altceva vrei să mai vorbim? Păi, documentare. Ce cu ele? Spune-mi. Spuneam că ne-am uitat în ultimul timp destul de mult la documentare în loc de entertainment. Și sunt foarte multe pe Netflix în ultimul timp, poate și pe HBO, dar n-am apucat să săpăm și pe acolo. Sunt și pe HBO câteva. Da, mi se pare interesantă ideea că au început să facă documentare atât de bune încât sunt o formă de entertainment. Și primul care l-am văzut, am și scris pe blog cumva de el, ăla, cazul O.J. Simpson. Da. Deci cazul și procesul făcut mega real, adică cu actori care semănau cu procurorii și avocații din cazul propriu-zis. Și exact cu citate, cu tot, făcut foarte palpitant. Noi neștiind exact cazul, ci doar așa din auzite, ni s-a părut foarte interesant. Deci chiar l-am urmărit 10 episoade sau câte are cu slotul la gură. A fost foarte bun. Și recent la ce ne-am uitat? Ne-am uitat la un documentar cu Vietnamul, cu războiul din Vietnam, care a fost absolut interesant. Deci chiar Vietnam War chiar se cheamă. Da, e pe Netflix. E The Vietnam War în vreo 10 episoade, fiecare 2 ore și ceva. Da, acum, spre 2. Noi, cum să zic, am văzut Vietnam în filme pe casete video, că știți că totul se întâmpla pe acolo, Chuck Norris, Gene Hackman și astea, da, tu nu că ești prea tânără. Și știam așa din auzite cam ce a fost pe acolo. Și documentarul ăsta ți-a și explică de la începuturi, din 40, ce s-a întâmplat până în sfârșitul războiului. Și te ia cu interviuri de pe ambele părți. Da, și e foarte mișto asta, că din ambele părți prezintă și cu soldați vietnamezi, cu general de-ai lor și cu americani. De fapt, de pe toate cele 4 părțile din război, SUA, Vietcong, Vietnamul de Nord și Vietnamul de Sud. Da, sunt da. Sunt intervievați oameni reali care au fost acolo. Da. Și nu îți spune povești așa, adică pe lângă situația de ansamblu, ce a făcut președintele ăla, cum s-au înșelat acolo agențiile de informații și tot așa,
Îți ia și cazuri, ți-l urmărește pe câte unul. Da. Soldatul ăla s-a născut nu știu unde, a vrut musai să plece la război, că îi se părea că e chestia patriotică de făcut. Și da, a fugit de acasă, s-a înrolat, așa, a ajuns la război. Iată ce a scris părinților de acolo. Îți mai zice așa, între chestiile mari, câte... Ca să vezi cum era viața oamenilor pe vremea aia. Niște oameni reali care îți povesteau unii în cuvintele lor, alții prin da, rudele pe care le-au lăsat. Deci uitați-vă la asta cu Vietnamul, e, da, dar e de durată, trebuie să aveți timp, însă e foarte bun pentru că în sfârșit am înțeles și eu ce a fost cu războiul ăla și cum s-a desfășurat și da, a fost bucată... sau nu victoria, a fost sau nu înfrângere dintr-o americani, veți vedea acolo că e bine scris. Și a mai fost un documentar foarte bun cu guru. Cum îl chema? Guru. Bivolaru. Deci un guru care la americani exact, prin 70 tot așa și-a făcut un fel de comună de asta, un oraș întreg undeva și trăia foarte bine, era cu averi, cu Rolls Royce-uri, cu, mă rog, strânsese zeci de mii de oameni în jurul lui acolo atrași de stilul ăsta de viață și Rajnishi se chema secta. Da, dar el avea un nume, îi ziceau cumva o poreclă. Acum îl găsesc. Bagwan. Bagwan, așa, da. Și tot așa, povestește pas cu pas ce a fost acolo și cum diversi oameni de-ai lui au trădat, au avut alte intrigi la mijloc. Osho, da. Da, întâi îl chema Bagwan și după ce s-a reformat cultul și a zis Osho. Da, și sunt interviuri cu oamenii reali, deși cu americani care au fost acolo, i-a prins guru în reaje, cum ar fi, și s-au dus să fie, mă rog, trăit acolo în absolut comună. Normal. De fapt, e foarte interesant cum să vezi cum un cult pe care cu toții poate îl privim așa, băi, când povestești de cineva că e un cult, te gândești săracul, ce-o fi cu el, e nebun, e cu dus, cu pluta. Băi, erau niște oameni, ajunsese cultul ăsta să strângă oameni foarte capabili, ingineri, avocați, dar oameni foarte sănătoși la cap, adică și cu bani. Da, pentru erau... că ei își donau foarte mult către acest Bagwan, către gurul lor. Da, erau exact, adică ei s-au răzbăit multă vreme pe cale legală cu autoritățile din diverse motive, că își făcuseră propriul oraș și odată ce în orașul ăla au avut majoritatea, aparent dacă te muți într-un oraș, la ei, ce obțin în statul ăla, puteai să votezi direct. Și s-au dus toți și au votat și au pus primarul lor, odată primarul pus poliția era a lor și începuseră probleme din astea. Băi, dacă poliția e a voastră, primarul e al vostru, cetățenii care treau înainte acolo, cine mai apelă? Da, cine reprezintă? Au fost foarte multe probleme interesante acolo și arată cum a fost destructurat, să-i spunem, cultul ăsta și cum a tot venit poliția pe acolo, că la un moment dat mai când sărășii, aveau prea multe arme din astea, dar sunt interviuri inclusiv cu numărul 2, pentru că guru între timp a murit, era bătrân, foarte bătrân și atunci. Dar femeia Sheila, care era, da, numărul 2. Da, un fel de mastermind, așa, un criminal mastermind aproape, pentru că inclusiv făcuse niște tentative de omor și din astea. Da, era o tipă foarte competentă pe administrativ, dar la un moment dat da, ea o roase razna și încerca să... Da, să se asasineze pe unii, nu a făcut asta, dar în schimb a făcut niște... Am îmbolnăvit de salmonela în tot orașul ăla, pentru că a vrut să răzbune pe ei și l-a pus în sursa de apă salmonela. Da, dar cât s-au chinuit să pună salmonela în rezervorul de apă cu gândul că, și înainte de asta împrăștiaseră, nu știu dacă tot salmonela, pe salate în câteva restaurante. Pe salate, da, a pus. Da, după a pus în apă, știi, dar pe salate a pus cu gândul că se îmbolnăvească niște oameni să nu se ducă la vot ca să iasă mai mulți de ai lor și mai puțin de ai oamenilor normali, pentru că era un vot foarte strâns. Legătură cu ceva, nu știu, trebuie să vedeți tot documentarul, da, e foarte mișto. E foarte bun pentru că, de fapt, ce voiam să zic de la început prin faptul că erau niște oameni absolut normali, e că putea ieși bine. Deci creaseră o comunitate agrară, utopică, de oameni fericiți între ei care n-aveau nevoie de altceva. Dar oamenii nu sunt perfecți, vezi? Și tot ce voiau ei era să organizeze și între ei. De fapt, dacă s-ar fi dus undeva în mijlocul pustiului și nu ar fi încercat să preia acel orășel, care orășel avea 50 de locuitori, n-ar fi fost niciun scandal și ar fi trăit fericit până atunci bătrânețe. Și mi se pare că așa din... îți arată documentarul cum escalează lucrurile, fix pentru că oamenii sunt exagerați și dubioși și ne e frică unii de alții. E prietenoși cu el, da. Într-un fel e normal, probabil mi s-ar fi întâmplat la fel peste tot. Dar, Putea fi bine. De unde pornisem noi era că... Astfel de documentare, deci bazate pe fapte reale, cu interviuri, cu povestit într-un stil mișto și cu imagini de arhivă foarte bune,
Sunt foarte palpitante, adică da, te captivează. Păi, am stat cu sufletul la gură vreo 6 episoade sau cât are și ăsta, vreo 10 episoade de Vietnam, ne-am uitat în fiecare seară la cât am putut. Și a fost o poveste foarte bună, ceea ce n-aș fi crezut niciodată că pot spune că ceva real va fi o poveste foarte bună. Poate mai puțin eu despre ceva de război, adică... Da, mai ales despre război, acum atât cu din ăsta. Și totuși a fost mai bun ca foarte multe seriale, adică la un serial, până la urmă, după ce îl vezi, zici, bă, ce am câștigat de aici? Da. Nimic, te-ai uitat la o poveste, s-au împușcat unii, s-au pupat alții, ai văzut o mașină explodând. Aici vezi un documentar în care mai înveți și tu ceva, ce a fost, cum au reacționat oamenii, mai auzi niște cuvinte și poate fi o poveste mișto de trecut timpul. Și asta mi se pare un mare avantaj pentru că, cum zic, sper să văd mai multe astfel de chestii. Și Netflix a adus foarte multe, adică știi la câte documentare ne-am uitat pe Netflix și legat de bucătărie și de turism și de... Cât mai povestești tu voi, dacă mai aveți alte documentare pe care le-ați văzut și vreți să ne le recomandați, ne uităm cu plăcere. Dar chestii din astea, gen povești, adică cu un cap și o coadă, nu știu, case extraordinare, că ne uităm și la din astea. Sunt unii care se duc și vizitează niște case cu arhitectură foarte mișto. Mi-a putea să-mi recomandați orice, pentru că abia a început sezonul rece și cred că vom sta mult timp în casă cu ceai. Da, dacă vreți să ne recomandați documentare și acum și în comentarii după aceea și pe blog când voi publica acest clip, o să ne uităm cu plăcerile alea, pentru că îmi place stilul ăsta, știi? Da, simți că rămâi cu ceva spre deosebire de un film. Da, însă și ideea asta că, decât să mă uit la o ficțiune, pot să mă uit la un film făcut după fapte reale și să fiu la fel de entertained. Măi, câteodată ce se întâmplă, pentru că nu se face un documentar despre orice, ce se întâmplă în povești reale este cu adevărat excepțional. Adică viața bate filmul e... Da, s-a întâmplat de multe ori. Dar nu s-a făcut un documentar ăsta în România? Măi, nu, și uite, chiar asta ziceam mai devreme. Mi se pare că mi-ar fi plăcut, uite, poate îmi spuneți voi dacă există, mi-ar fi plăcut un documentar cu Marea Unire, cu... formarea poporului român. Cum am ajuns aici? Adică... A, cu centenarul, nu? Da. Da, uite, într-un fel, dacă țin bine minte, Revoluția din 89 a făcut Digi, parcă o serie de reportaje mai ample. Le-a difuzat anul trecut, din timp ce ne apropiam de 21-22. Da. Și au fost foarte mișto, așa, cu Ceaușescu, cum s-a ajuns, ce a fost prin alte țări, URSS-ul. Da, alea au fost acum, bune. Dacă ar fi să le revezi, ai avea unde? Dacă or fi online, deși site-ul lor de la o vreme ca în scârție, nu prea mai găsești video așa mult mai acolo. Da, te mai uiți unde, pe YouTube. Dacă le-au pus. Păi, dar, exact. Într-adevăr, despre centenar și unire încă n-am văzut nimic. Și ar fi chiar interesant. Mi se pare o chestie așa de cultură națională. Și dacă știți vreun documentar despre asta și poate nu-l știm noi, să ne spuneți. Dacă nu există... Să-l faceți. Vă rugăm. Știi că unirea a fost decisă de vreo, nu știu, 60 de oameni sau 200 de oameni sau ceva așa? Da, bine, decisă, dar după aia... A rămas actul cu semnăturile lor, au fost de acord. Eu sunt pentru unire, eu sunt pentru unire așa și s-a prezentat afară când era mulțimea și tot asta. Erau strâns și așteptând vești. Da, exact, bine, au așteptat vești, dar cum s-a ajuns acolo, cum au fost... Cine erau oamenii aia, că erau niște unii care n-au zis nimeni, așa, erau tot felul de negustori, adică, bă, cine a ales pe ăștia să... Măi, pentru vremea aia erau niște oameni și erau niște somități și ai văzut că, uite, tot la Dice am mai văzut cum a ajuns casa unuia în paragină și cine a fost ăla. Dar sunt povești unitare și dezlânate. Dacă le aduci împreună, cred că are și un documentar foarte interesant. Și un pic palpitant, așa cronologic, să vezi cum a evoluat lucrurile, să vezi ce a fost atunci cu cine era înrudit cu cine, cum s-a dus, cu primul război mondial, cu toate astea. Informațiile astea. Da, e păcat că nu se face și că nici alții nu prea... Da, primul război mondial e mai puțin popular, ai văzut? A fost acum mai mult timp. Da. Bun. Ok. Păi... Asta ar fi... Vă mulțumim că v-ați uitat și astăzi la noi. Sper că v-am plictisit și ne vedem la episodul următor. Duminica viitoare, cel mai probabil, cu noi subiecte de discutat. Da. Salut și o seară bună!